твое мнение про наше управление? Скажем, не очень положительно, потому что рабочих мест у нас нет, да? Дороги плохие. В общем, все уезжают с Молдовы. Почему? Нет зарплаты. Нет зарплаты, да, потому что никто не хочет работать, потому что ты идешь туда, в садик, допустим, поваром, и тебе дают зарплату 2000. Кто согласится, да? Правильно. Какой? Ты видишь будущее в нашей республике? Будущее есть, но вот пока что все очень плохо. Какие решения ты... Ты понял. Я тебя понял. Решение. Решения нет. Сейчас на системе для губернатора. Парламент. Авем... Пат Птерсен. Птеря легислативы парламенту. А доля, если лежа экзекутива гуверну, кажется, вместе гуверн, журидика, а трея, și a patra este mass media. Da. Patru puteri în stat sunt. Ca și păi se petrește la noi în țară. Păi iată, a, și se petrește la noi în țară. Da, da, da. Ei, dacă îmi vorbești, se petrește, sunt mari prostii în țară. E dezastru. E strigător la cer ce se petrece în zile de astăzi la noi. E strigător la cer, așa puteți, așa și să... Vedeți viitor la noi în țară sau nu? Viitor? Da. Viitor niciodată, nu trebuie să fim pesimiști și să lăsăm mâinile în jos, trebuie să sperăm, dar depinde de noi, de toți, de populație, mai ales de generația voastră, tânără. Da. Mâine, păi mâine o să vă duceți la votare, dacă o să votați așa cum votează baba Eliana la Orhei pentru șoară, păi atunci da. Halal de așa viață și de așa 30 de ani. Eu când eram, ei nu eram, că voi eram mai în vârstă, aveam 40 de ani, am luptat pentru independență, pentru, în felul nostru, cum era atunci. Și poftim acum. Ce soluții voi ați propune pentru... Soluția este, în primul rând, ca să ne deșteptăm la... Că prin... N-am să facem revoluții sau războaie în țară. Am să facem prin legislație se face tot lucrul. Prin... educarea populației. Dar prima vine și în mai să-i facă salariul normal la oameni, să fie condițiile mai bune de trai, să nu se ducă lumea și să sătare. Pentru tineret să fie un alt fel de condiții. Vedeți un viitor ceva în Republica Moldova? Da, dacă s-ar schimba conducerea în țară. Dacă s-ar schimba conducerea în țară, eu supăt că va fi, dar deocamdată un viitor pentru întineriet eu nu văd. Și ce soluții propuneți pentru a rezolva această problemă? În primul rând să fie uniți toți. Să fie o înțelegere, nu fiecare pentru el. Guvernul Republicii Moldova trebuie, conform Constituției, să realizeze politicile interne și externe a statului, să organizeze funcționalitatea în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către Parlament. Cred că în cel mai apropiat timp deputații își vor consolida puterile, vor face o alianță și viitorul Republicii Moldova va fi unul prosper. Ce părere ai despre sistemul de guvernare în Republica Moldova? Sistemul de guvernare în Republica Moldova este foarte prost. Nu îmi place tot parlamentul nostru și eu nu fac nimic pentru țară și țara noastră живет в нищете. Республика Молдова, vă spun așa, că nu e niciun viitor, pentru că la noi s-a făcut așa o sistemă de învățământ, că oamenii, posibil, nu pot să dau bacul și lumea care stă mai sus, ea vreau să управляți всеми людьми. Și în Republica Moldova nu e posibil să înveți ca lumea, pentru că întotdeauna la fiecare învățător de școală trebuie să dai bani ca să ai note bune. De atâta toată lumea se duce în Europa, se duce la Rusia, știu ce soluții propui pentru a soluționa acest problemă? Să devii
parlament lume mai tânără, pentru că toți bătrânii așa și scaldă în bani și ea mai mult nu fac nică, ea vreau gata să trăiască viața lor până la urmă cu aur. În parlament trebuie să devii lume mai tânără și ea să înțeleagă oamenii mai tineri, ei au tot aceeași mâșlenie ca și noi. În rând, și despre guvernare pot să spun că nu sunt pentru lume, sunt necăsători, sunt pentru dânșă, n-au interes tineretul ăsta care acolo crește în fața asta, e floarea, floarea vieții noastre, care noi o așteptăm cu așa o mare dorință și aici se primește așa că copiii noștri sunt nevoiți ca să ducă după graniță, să trăiască cum o scoată, cum o scoată, a lor copiii nu se duc acolo. Și e greu, e greu, rămân părinți, rămân bunei, fără ajutor, pensii mici, cu lefi mici, chiar să vrei să trăiești în Moldova, e imposibil. Tu n-ai posibilitate ca să-ți faci unghierul tău, tu n-ai posibilitate ca să trăiești așa, să ai un trai măcar cât de cât, cât de cât. E tare greu de trăit, e tare. Și încă... Vedeți viitor? Dacă și tot așa conducere, nu vedem viitor, nu vedem. Ce soluție ați propune pentru a rezolva acest? E și soluții. Eu sunt una care aș spune că eu de-am să învârstă, dar copiii pentru voi, aș vrea ca să deschidă, măcar în fiecare oraș, câte două, trei întreprinderi ca să aibă fiecare om să ducă la lucru. În primul rând, dacă ai lucru, să ai este și viață. Dar dacă nu-i lucru, nu-i viață, nu-i strașnic. Da, și lefele să le mărească mai mult și la învățători, și la educatori, și la pensionieri. Așa, concluzia mea despre sistemul de guvernare este că noi n-ar trebui să criticăm sistemul de guvernare, dar ar trebui să venim cu soluții deodată. O soluție care aș propune eu ar fi poate că la conducere să fie aduși tineri și altă soluție ar fi să aducă din alte, adică să fie aduși parlamentari din altă țară, ca cum a fost cu Ioan Cuza, cum a fost adus și a scos țara din sărăcie, așa și a noi Moldova, părerea mea. Valeria, tu ce crezi despre asta? Eu de asemenea mă alătur cuvintelor și părerii. Hai aici, stai, să spune nu. Hai, spune. Eu de asemenea mă alătur cuvintelor lui Cristi și a celor intervievați, că conducerea este foarte proastă, o este un dezechilibru politic total și trebuie să propunem soluții prin punerea la conducere a tineretului, fiindcă ei acum știu ce este actual, să nu fie oameni bătrâni. Să fie și femeile pus, adică nu da, egalitate de genuri. Egalitate de genuri. Să formăm cât mai multe partide liberale, democratice, pentru a soluționa această problemă. Și dacă văd eu un viitor, nu trebuie ca să dăm mâinile jos. Acum doar mâine. Dar să luptăm împotriva pentru democrație. Gata.